Stați de vânt și de piesa asta frumoasă de la Smiley. 7:48. Ni se confirmă odată în plus zilele astea că există o fibră indestructibilă de solidaritate și compasiune în poporul român. De fiecare dată când semeni de ai noștri dau de necaz, se naște cumva de undeva așa o mișcare de ajutorare. Apar așa aproape de niciunde oameni săritori care lasă tot și întind o mână de ajutor celor aflați în nevoie. Mă uit la scenele de la punctele noastre de frontieră cu Ucraina, unde vin zilele acestea zeci de mii de ucrainieni disperați care fug din calea războiului și văd și miile de români care se organizează ca să-i ajute cum pot. Unii acolo, fizic, pe graniță, alții în zonele respective, alții în orașele mari, cu cazare, cu mâncare, cu informații, cu o vorbă bună și o îmbrățișare. Unul dintre acești oameni buni care dau exemplu de omenie este prietenul nostru, adică Dan, care a lăsat tot acasă și se duce acum, în sensul de chiar acum, e pe drum, în nord, să gătească pentru refugiații ucrainieni sute sau poate mii de porții de mâncare zilnic. Bună dimineața, Adi! Neața. Bună dimineața! Tu nu aveai treabă acasă, adică de ce te duci acolo? Și cu asta mă ocup. Între alte lucruri, sigur că aveam treabă acasă. Toată lumea are treabă acasă și oamenii aia care așteaptă acum să intre în România ca să poată trăi și să nu fie omorâți aveau treabă acasă, dar s-a schimbat ceva. Între timp a intervenit un război. Care-i planul? Ce vrei să faci acolo? În principiu, planul este următorul. Să punem la punct niște locuri în care să servim mâncare caldă pe granița României cu Ucraina și o să începem din Sighetul Marmației, adică din nordul României. De acolo plecăm spre Botoșani, unde ne-a fost cerut ajutorul, pentru că sunt tot așa niște oameni inimoși care hrănesc refugiați aflați în niște tabere, mi se pare că sunt două tabere la Botoșani, care găzduiesc undeva pe la 200 de oameni în total și care au nevoie de resursa asta, adică de hrană, și vom merge să-i ajutăm și pe ei și după aceea sperăm să putem deschide următorul punct la Siret, măcar în următoarele două zile, dacă nu mai devreme. Bun, dar pentru astfel de acțiune... E o acțiune a programului Solidar Social, pe care probabil că îl cunoașteți, ce am început noi să facem la începutul pandemiei, adică să gătim și să oferim mâncare caldă oamenilor aflați în mare nevoie. De data aceasta, sprijiniți de World Central Kitchen, care este o inițiativă și organizație a lui José Andrés, organizație care se ocupă exact cu asta, ajunge în zone de catastrofă, zone de conflict, pentru a le oferi oamenilor un pic de ușurare și de alinare printr-o farfurie cu mâncare caldă. Eu știu programul Solidar Social, din vremea pandemiei, într-adevăr, am mâncat și eu ce trimiteai tu într-o zi la unul din spitale din București, cred că la Colentina, și mi-a părut rău că n-am făcut medicină. Mâncarea e foarte bună. De unde e ingredientele? Adică e o operațiune importantă totuși. E vorba de foarte multă mâncare. Trebuie bucătărie de campanie, oameni, cazare pentru acești oameni, ingrediente. Cum faci? Care e logistica? Păi, să spun repede, în ultimele 4 zile am petrecut foarte, foarte mult timp la telefon și am schimbat sute de mesaje, dacă nu mii, cu oameni care pot să ne ajute exact în acest scop. Pentru că, na, bucătărie de campanie noi nu avem și atunci trebuie să găsim o bucătărie undeva la fața locului, niște localnici inimoși și care să-și permită să ne ajute, care să ne pună la dispoziție facilitățile lor, personal care să vină să gătească împreună cu noi și care să continuă să gătească după ce am plecat noi de acolo și așa mai departe. Pe lângă asta, avem sponsorii noștri deja tradiționali care ne ajută cu ingredientele. O bună parte dintre ingrediente vin de la companii cu care lucrăm deja de când a început pandemia, practic. Și pe lângă asta, din donațiile pe care le primim, cumpărăm ce mai trebuie. Pătrunjel, sare, orice ne poate da sponsorul, ambalaje de unică folosință, plătim gaz, curent, ca să nu-i lăsăm pe oamenii care ne ajută în pagubă și așa mai departe. Și astea sunt în principiu lucrurile pe care trebuie să le facem. E ca și cum ai gestiona un restaurant, doar că nu e un restaurant. Și cam ce gătești? Cam ce o să... Ce se mănâncă azi? Nu știu, probabil, adică cel mai simplu lucru de făcut și cel mai bun pe o vreme din asta e să te asiguri că ai măcar o supă sau o ciorbă, poate o tocană, chestiuni de felul ăsta. Vă dați seama că nu avem cum să operăm niște cantine cu meniuri complexe. Trebuie să facem ce se poate face repede, ce costă relativ puțin, dar în același timp să fie decent, că nu putem să ne batem joc nici de noi și nici de oamenii care vin să mănânce.
Și cam asta, adică în zona asta va rămâne meniul. Ceva ce poți să iei în mână, cu mâna dreaptă, pentru că cu stânga trebuie să ții un troller și doi copii sau trei, și să mănânci rapid, poate chiar să bei, adică să ne implice foarte mult efort. Fascinant, formidabil. Dacă cineva vrea să te ajute, să vă ajute, ce să facă? Unde să intre? Unde găsește mai multe informații? Unde poate să doneze? Se intre pe activsocial.ro, ăsta este site-ul nostru. O să mai spun eu o dată, deci activsocial.ro, activ social într-un cuvânt. Exact. E un site pe care se găsesc toate detaliile despre ce facem noi în general, dar și despre această acțiune. Și ușor, ușor o să încărcăm pe site și filmulețe de la fața locului și reacții ale oamenilor. Pentru că cred că este important să și documentăm lucrurile astea pe care le facem, nu pentru că încercăm să ne facem un titlu de glorie din asta, ci pentru că în felul ăsta putem să atragem și alte fonduri către organizația asta noastră și să ajutăm alți oameni. Oamenii când se gândesc să ajute, fiecare ajută cum poate el, desigur. Unii sigur poate vor să trimită alimente, alții se gândesc, poate aveți nevoie de haine. Care e lucru de care aveți cel mai mare nevoie? Primul lucru la care trebuie, dacă ar fi să întrebe, domnule, dintre toate, nouă ne folosește cel mai bine asta? Cel mai bine ne folosește să avem bani în buzunar. Pentru că dacă avem bani, putem să cumpărăm exact lucrurile care sunt trebuitoare într-un anumit moment. Știi? Dacă ne ducem acum, de exemplu, undeva la Sighetul Marmației, la o sală a sporturilor, sau într-un loc în care se adună ajutoare, probabil poți să întâlnim destul de multe portocale, banane, zahăr, ulei și făină. Astea sunt lucruri din care poți să faci o prăjitură până la urmă, dar ca să faci o supă caldă sau o ciorbă, trebuie cu totul și cu totul alte lucruri, știi? Și cred că până la urmă banii îți oferă libertatea de mișcare și libertatea de a face lucruri așa cum trebuie. Deci, da. Încurajez donațiile în bani. Dacă cineva nu poate să doneze bani, dar vrea totuși să fie alături de noi, poate să o facă și cu timp propriu și cu ingrediente, pentru că un pic de voluntariat n-a omorât pe nimeni. Da, discutăm. Adică astea sunt lucruri despre care vorbim punctual. Există tot pe site-ul nostru, pe activsocial.ro, un loc din ăsta în care putem să fim contactați. Vă răspunde cineva acolo în cel mai scurt timp posibil și dacă e un ajutor pe care putem să-l primim și putem să-l folosim, chiar să-l transformăm în ceva util pentru alți oameni, îl primim fără îndoială, chiar dacă nu e ce ne-ar trebui nouă sau ce credem noi că ne-ar trebui într-un anume moment. Primim multe mesaje, ori v-am trântit site-ul, ori aveți o mică problemă, activsocial.ro nu se încarcă în momentul ăsta. Pentru cei care... Ar putea să vă ascultă multă lume și... Pentru cei care vor totuși să afle mai multe, cred că o alternativă ar fi, să zicem, pagina ta de Facebook, adică Dan, șef? Da, sigur. Există. Toate mesajele astea le pun și pe... Bine. Pe canalele astea de social media, pe pagina mea de Facebook, pe contul meu de Instagram, se găsesc acolo. Nu sunt atât de multe detalii ca pe site, adevărat, dar sunt convins că site-ul o să-și revin la un moment dat. Bine. Păi să treacă un sfert de oră, 20 de minute după convorbirea noastră și probabil că site-ul o să-și revină. Adi, îți mulțumim pentru informații, ținem pumnii și ne bucurăm că te cunoaștem. Baftă, Adi! Deșteptarea! Get up right now! Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.